Dragi prieteni, oficial a început o perioadă pe extrem de picantă, deoarece Lionel Messi a intrat în ultimele 6 luni de contract cu PSG, iar acesta poate semna deja cu orice echipă își dorește, inclusiv Barcelona, Manchester City, Inter Milano sau chiar echipe din MLS sau Arabia Saudită. Deja fanii lui PSG sunt enervați peste cap de pretențiile superstarului argentinian, chiar nici măcar conducerea lui PSG nu poate accepta condițiile impuse de campionul mondial, dar pentru a afla toate detaliile rămâneți cu noi în următoarele minute și nu uitați să apăsați pe butonul de like și abonare. PSG poartă negocieri cu Lionel Messi pentru prelungirea contractului scadent în vară, dar deocamdată nu s-a ajuns la un acord. Conform presei franceze, șefii de pe Parc de Prince îl vor în continuare pe argentinian, dar nu sunt dispuși să-i ofere acestuia un salariu apropiat de cel al lui Kylian Mbappé, așa cum solicită reprezentanții săi. PSG a ratat și în acest an principal obiectiv, acela de a cuceri Champions League, iar șefii clubului lucrează la o restructurare la nivel de lot în perspectiva sezonului viitor. Unul dintre punctele fierbinți în acest sens este prelungirea contractului cu Lionel Messi. Argentinianul poate pleca liber la finalul stagiunii și deocamdată nu a anunțat nimic concret legat de viitorul său. Negocierile pentru semnarea unui nou acord sunt în derulare, iar Messi a dat de înțeles că este fericit la Paris și ar vrea să continue, deși are numeroase oferte din alte părți ale lumii, în special din MLS sau din Arabia Saudită. Parizienii vor și ei să-l păstreze pe starul argentinian, dar nu sunt dispuși să-i îndeplinească orice dorință. Conform RMC Sport, Messi ar dori să semneze pe 2 ani și să primească un salariu apropiat de cel al lui Kylian Mbappé. Dacă în privința duratei contractului oficialii ar fi de acord, aceștia nici nu se gândesc să-i satisfacă pretențiile financiare. Francezul este considerat omul numărul 1 al echipei și nimic nu-i va schimba acest statut, iar o investiție masivă în salariul lui Messi nu ar fi justificată. În plus, conducătorii celor de la PSG sunt împărțiți în două în ceea ce privește păstrarea lui Messi. O parte vrea continuarea colaborării cu argentinianul, gândindu-se în special la imagine și la banii pe care starul îi aduce în mod indirect, iar cealaltă consideră că o despărțire nu ar fi deloc prejudicioasă pentru club. Conform unora dintre oamenii din conducere, singurul jucător imposibil de înlocuit peste Mbappé. De asemenea, oficialii s-au convins că nu se pot obține performanțe la nivel european cu un trident ofensiv format din Messi, Mbappé și Neymar, deoarece niciunul nu face faza de apărare. Acest stil funcționează în Liga 1, dar este falimentar în duelurile cu marile forțe ale continentului. Evident, prima opțiune a conducerii este aceea de a scăpa de Neymar, dar acest lucru va fi dificil deoarece brazilianul are contract până în 2027 și este dispus să-l ducă la bun sfârșit, având un salariu imens. Renunțarea la Messi ar fi mai la îndemână și de aceea șefii campioanei Franței nu vor să facă orice concesie pentru semnarea unei noi înțelegeri cu argentinianul. Rămâne de văzut cum va interpreta Messi această poziție a clubului, cel mai probabil, dacă va simți că nu mai este dorit, va pleca în vară și va alege să-și termine cariera departe de fotbalul mare, în MLS sau golf. Mai există varianta revenirii la Barcelona, dar e extrem de greu ca acest scenariu să devină realitate, deoarece situația financiară a catalanilor e șubredă. Supărați de atitudinea din ultima vreme a jucătorilor, dar mai ales de faptul că s-a ratat o nouă oportunitate de a câștiga trofeul Ligii Campionilor, suporterii lui Paris Saint-Germain sunt pregătiți să intervină și să creeze o atmosferă ostilă pentru proprii jucători. Au apărut informații care susțin că ultrașii lui PSG au ajuns la capătul răbdării în privința lui Lionel Messi, iar faptul că echipa lor favorită a fost eliminată din optimile UEFA Champions League de către Bayern München pare a fi o nouă dovadă că, deși clubul a încercat să atragă la Paris cei mai buni fotbaliști din lume, echipa totuși nu performează așa cum ar trebui, fapt ce ne mulțumește pe fani. La următorul meci de pe teren propriu contra celor de la Rennes, suporterii campioanei antitră din Franța sunt decisi să-și huiduie favoriții pentru a da un semnal de alarmă ca aceștia să trateze echipa și performanțele ei cu mai multă seriozitate. Printre principalii vizați peste chiar Lionel Messi, care nu a strălucit în dubla manșă cu Bayern, părând că nu are același devotament pe care l-a avut în urmă cu 3-4 luni, când și-a reprezentat pe echipa națională la campionatul mondial din Qatar. Faptul că Messi este pregătit să părăsească PSG par fi un argument în plus pentru fanii să-l conteste, sugerând că nu și-l mai doresc pe Parc de Prince.
Voi ce părere aveți despre acest subiect? Credeți și v-ați dori ca Messi să rămână la PSG? Poate clubul din inima Parisului să câștige Liga Campionilor cu Messi și Neymar în echipă? Sau poate că ar trebui ca superstarul argentinian să înceapă o nouă aventură în altă parte? Poate va lua și acesta calea banilor sau cine știe, o revenire surpriză la Barcelona nu ar fi imposibilă. Scrieți-ne toate gândurile voastre în comentarii și nu uitați să apăsați și pe butonul de like. Salut!